departe, un bărbat de 87 de ani, nevăzător, a murit după ce casa i-a luat foc. S-a întâmplat în localitatea Coșca din județul Vaslui și, din primele informații, incendiul ar fi izbucnit din cauza unui coș de fum defect. Mai multe echipaje de pompieri s-au chinuit mai bine de o oră să stingă aceste flăcări, iar în cele din urmă, victima nu a mai putut fi salvată de medici.